Eu aș vrea să încep prin a rememora într-un fel un medic pediatru care a dispărut dintre noi de curând, doctorul Emil Căpraru, care avea o carte care se numea Mama și copilul. Dânsul a fost apropiat nouă ca familie, pentru că ne-a ajutat într-o perioadă grea. Și avea o vorbă. Avea o vorbă în care spunea că dânsul într-adevăr face medicină pentru copil, dar nu poate să facă medicină doar pentru copil, pentru că el e doar jumătate din ceea ce trebuie să adreseze, trebuie să rezolve. Iar cealaltă jumătate e mama. Deci, cu alte cuvinte, cuplul acesta, mamă-copil, tată copil, pentru că în ziua de astăzi deja lucrurile au început să fie mai egale ca și responsabilități, dar cuplul acesta, mamă și copil, trebuie privit în ansamblul lui. Și ansamblul lui poate să fie într-un mod individualizat, fiecare din noi încercăm să fim un părinte bun cât ne pricepem, pentru că fiecare din noi descoperim greutățile și ceea ce înseamnă să fii părinte, chiar dacă ai cele mai bune intenții, uneori ești nervos și nu înțelegi, alteori nu știi de unde să o apuci și așa mai departe, cred că toți am trecut prin ele. Dar în același timp, modul în care trebuie să ne poziționăm e în cele din urmă de partea copilului, pentru că el e cel care are nevoie de noi. Deci, putem să facem asta individual sau putem să facem asta ca și societate, ca să nu ajungem în situația în care un părinte se poziționează alături de copil împotriva societății. Da? Și putem defini societatea de la colegii de la școală care poate fac bullying, la profesorii care vor să facă meditații cu copiii din clasă, la bunici care poate le dau niște sfaturi care nu mai sunt actuale vis-a-vis de ce se întâmplă în ziua de astăzi și așa mai departe. Deci, întrebarea e noi ca și societate, la urma urmei, ce vrem? Vrem să ne poziționăm de partea mamei și a copilului sau vrem să ne poziționăm împreună ca să ajutăm copilul și implicit și mama? Soluția finanțării, în primul rând, dezvoltării sistemului de educație timpurie, din punctul meu de vedere, ar fi un ajutor nemaipomenit pe care noi, ca și societate, am putea să-l acordăm acestui cuplu, nu? Mamă și copil și părinte. Pentru că toată lumea muncește, toată lumea știe ce înseamnă să stai cu grijă ce se întâmplă cu copilul, mai ales la vârsta mică și la vârsta fragedă, și dacă nu ai bunici care să te ajute, atunci lucrurile încep să se complice foarte mult.